vorbim acum despre un produs 100% natural. Este cultivat în toată lumea, este originar din Asia și ca aspect să știți că pe de o parte arată unele soiuri fie ca o salată românească, fie ca o andivă, dar puțin mai creață. Să știți că se cultivă foarte ușor, nu are bol, deci nu necesită tratamente, nu balonează, are un ușor miros și iz de varză. Așadar, iată, numai bun de mâncat, dragii mei, și vreau să vă mai spun încă o caracteristică pe care eu am găsit-o absolut extraordinară. Preparată ca salată, să știți că rămâne proaspătă ore întregi. Mi-e foame deja. Înapoi în lumea salatelor coreene, vorbim de data aceasta de salata China, tip China, da, o salată care nu leagă căpățână. Da, îi se mai spune și varză chinezească, dar nu leagă căpățână. Deci avem și de căpățână, salată chinezească, dar aceasta nu, se folosește decât pentru frunze. Deci, da, am văzut-o în supermarketuri, probabil că este chiar adusă din China. Da, semințele sunt aduse de acolo și la fel ca și varza noastră românească, e varză de primăvară, de vară, de toamnă, dar dânșii au mai multe soiuri, deci au varză de salată de căpățână, deci fac căpățână, iar au și varză care nu face căpățână. Și faceți rulouri, cum ne-ați mai spus, sau se taie? Nu se taie. Deci la dânsii nu se toacă. Deci salata nu o tăiem sau să o rupem bucăți să facem salată. Deci la dânsii se mănâncă frunza. Așa, sub forma de pachetel, a împături ceva. Da, iar salata cealaltă care face căpățână se folosește la kimchi, deci cum ar veni la noi varza murată, care o murăm noi, dar dânsii au un mod special de a mura, deci nu cu saramură. Ba da, o bagă la saramură, dar o ține 3 ore cu apă, deci o bagă într-o baie de saramură, îi mai rece pune sau caldă? Rece, da. După aceea o pune undeva să stea 3 ore, să se moaie pur și simplu. După aceea o spală de sarea aceea, ca să nu mănâncă foarte sărat. Deci noi românii mâncăm sărat totuși, dânsii nu mănâncă foarte atenți, foarte echilibrat. Deci o spală în 2-3 ape. După aceea au un fel de ketchup, cum ar veni, făcut din orez. Deci asta nu pot să vă spun că în general... Deci un sos tomat? Are la bază roșia sau ce anume? Ardeiul. Ardeiul iute, orezul. Uleiul de susan și pune și ceapă tocată și ridiche, tot specifică domnilor, și atunci încep și dau ca un, cum să vă spun, ung, pun și pur și simplu frunzele verzei. Deci varza aceea murată, ținută 3 ore în saramură, este spălată și apoi unsă cu acest Și împachetată sos și undeva pusă la rece, nici să se acrească, deci să nu aibă niciun gust foarte acru, pur și simplu puțin acru. Deci are un gust dulce, acrișor, iute. Deci specific la dânsii lor se combină gusturile, să știți. Deci nu neapărat trebuie să avem numai acru, numai dulce, numai sărat. Deci se combină toate gusturile. Deci adevărul că ei sunt recunoscuți pentru echilibrul ăsta, chiar și din alimentație. Deci eu am văzut cum se face, dar n-am văzut compoziția aceea care se ung pur și simplu frunzele. Deci cum spuneați că se numește tipul ăsta de kimchi, murătură? Kimchi. Da, kimchi. Da. Foarte deci interesant. Și o folosesc la fiecare masă. Vară, primăvară, iarnă, deci această murătură, cum s-ar spune, nu lipsește după masă. Deci la orice masă trebuie să ai așa ceva. Dar ea, această murătură, însoțește alte alimente sau este un fel de bază? Da, însoțește întotdeauna alte alimente. Deci avem carne, avem orez, avem pește. În general, la dânsii, masa e foarte diversificată. Deci avem 10 feluri de mâncare și luăm pur și simplu din fiecare. Câte puțin din fiecare. Da. E deci, o altă mentalitate. Altceva. Să nu mâncăm mult. Și aceasta mult. Deci, nu se face kimchi din ea, dar aceasta se folosește crudă. Deci se mănâncă crudă. Crudă, sub forma de pachetel, cum a spus.
are nevoie de o anumită temperatură, se cultivă greu, crește mult, puțin? În general, să știți că salatele aduse de acolo nu se cultivă greu. Deci nici varza chinezească. Nu sunt pretențioase. Nu, sunt foarte no-boli, cum avem noi la roșii, la castravete, investim foarte mult în tratamente. În tratamente și pot să vă spun că sunt naturale. Deci nu sunt stropite. Deci stați puțin. După ce că sunt bune, diversificate și atât de deosebite ca aspect, ca și gust, spuneți că nu folosiți niciun fel de tratament? Sunt absolut... Deci avem gunoi de vacă și oaie, amestec și îl băgăm în sol și cultivăm. Deci nu sunt pretențioase să le dăm cu îngrășăminte, cu... Deci o salată produsă în pământ ecologic, deci cu gunoi de grajd, cu medicamente. Să vă întreb cât ar costa înființarea unui, nu spun un hectar, dar 100 de metri pătrați de salată? Nu costă, deci față de, să zicem așa, un 300 de metri pătrați de tomate, dacă cultivăm, jumate din prețul acestui solar de tomate investim să cultivăm diversificat 1000 de metri pătrați de salată. Deci salata e mult mai... Deci nu e costisitoare, ușor de întreținut față de alte culturi. Și oferă o recoltă bogată pe tot parcursul anului, să spunem asta. Și sănătoasă. Și tomatele sunt bune, dar nu putem să le mâncăm în cantități excesive. Deci nu putem să mâncăm numai tomate. Dar salatele, punându-le diversificat, poți să le consumi în diferite moduri. Deși murat și proaspăt. Dar spuneți-mi, ați început să mâncați ca ei? Am gustat, să știți. Sunt adepta să guști, să nu spui de prima dată. Deschisă la gusturi noi. Nu, și am fost plăcut surprinsă. Deci ca și mâncarea românească, să știți. Una o mâncăm cu foarte mare plăcere, una nu ne place. Da, și la dânsii sunt la fel. Deci am gustat din fiecare salată. Salatele îmi plac. Deci toate mi-au plăcut la gust. Dar sunt supele, de exemplu, sunt foarte diferite de ale noastre, sunt mai așa și nu pot să le... Nu vă plac. Și mănâncă foarte picant dânsii, dar spune că e și sănătos. Da. Grăbește arderea. Da. Eu nu mănânc foarte iute, direct ardei, dar când, de exemplu, chemcim, sunt foarte încântată când mănânc așa ceva. Deci aș mânca... Da. Mereu. Salata aceasta are un gust deosebit față de alte salate? Gustul aduce spre varză. Deci o salată spre gustul frunzei noastre de varză. Deci e o combinație de varză cu salată. Da, deci diferă. Deci nu putem face salată. Din punct de vedere al gustului, da. Dar o mâncăm, putem să facem și o salată românească. Dacă nu vrem să mâncăm direct, putem să o facem pur și simplu. Auziți, eu acum mă gândesc dacă am combina... bucătăria coreană cu bucătăria românească. Stau să mă gândesc acum dacă această salată ar putea fi murată sau opărită, exact cum facem noi cu frunzele de viță și folosite la sarmale. Cred că ar fi același rezultat ca și varza românească. Da. Că eu am mâncat salată. Deci eu am făcut salată românească din varza aceasta și a avut același gust ca și salata românească, decât că aduce și spre salată. Deci da, nu numai spre varză. Varză cu salată. Deci da, asta spun. Fiind gustul acesta combinat care merge un pic spre varză, eu i-aș invita pe bucătarii pricepuți, da, să încerce să facă, uite, sarmale românești în frunză de salată chinezească. Ce ziceți? Încercați? Ne vedem data viitoare! La revedere!